Iartă-mă, Doamne, că fără sfială am pus la loc deopotrivă întuneric lumină creațiilor mele, dar cu îndelungă trudeală. Ne culcăm amândoi de gânduri, adormim diferit, fiecare din noi. Ne trezim foarte singuri, reluând numărat un doi. Rup de nevoi, bolnav, spintecat de belele, holbat privesc îndărăt zilelor mele. Arunc satanei banii înapoi, mă scol din morți și seară pe-ntre voi. Sculptura este ca o femeie care nu minte. O vezi din toate părțile și spune adevărul, nu te poți păcăli. Ce în planul al treilea? Este tridimensională. Aproape de oricine să poată să caute, să o vadă, de sus, de jos, 360 de grade în jur. Și este formă spațială. Spațiul este oriunde în jurul nostru. Restul sunt iluzii. Am început Școala Generală de Artă, Liceul de Artă și am fost împătimit până acum. Arta pentru mine este al doilea Dumnezeu. Nu concep viața fără sculptură sau pictură, dar sculptură în primul rând nu există an să nu fi făcută o seamă de lucrări foarte bune și este oxigenul. Sper cu lucrările mele să fac o gaură mică întâi în zid, după care o să lucreze singură și o să se crape zidul care este între mine și adevăratul colecționar de artă sau edilii orașelor care vor să imortalizeze perioadei noastre. Noi reprezentăm cu statuile noastre, cu lucrările noastre, exact societatea în care am trăit. Pentru viitorime.
jalonează-ți existența cu aceste pietre, stele, care sunt pisanile timpurilor tale. Statuia a fost făcută în perioada trecutare, când aici așa se trăia, așa se gândea, așa se făcea. Asta rămâne. Este document artistic, istoric, pentru totdeauna. Eternitatea și durabilitatea lucrărilor de artă peste timp, exact cum ar veni izbânda vieții asupra morții. Trăiești și după moarte într-o altă formă, într-o altă. Sculptura este la fel. Pe măsură ce timpul trece, ea își capătă valoare, își capătă patina vremii și greutatea ei. Se completează, se împlinește în timp. Lucrarea valoroasă de sculptură poate dezlega limbile surzilor, poate da lumină ochilor orbilor, poate încânta cu armonia ei urechile surzilor, le reprezintă.